Scuza ProdServ are o experiență de peste 15 ani în domeniu, iar ca principal obiect de activitate producția preparatelor din carne. Compania își propune să ofere consumatorilor și în viitor doar produse de calitate, gustoase și naturale, realizate după rețete tradiționale țărănești, specifice zonei Forăști din județul Suceava. Cunoscutul interpret de muzică populară Sorin Filip, care este și imaginea brandului, recomandă cu încredere gama de produse tradiționale oferite de lanțul de magazine Scuza, întrucât, spune el, calitatea acestora este una superioară. Da, în afară de celelalte două magazine care sunt deschise în Suceava, la Carrefour și în Piața Mare, este cel de-al treilea magazin deschis în Suceava, în municipiul Suceava, aici în Bulevardul George Enescu, lângă Mobilă. Eu ofer cu încredere produsele Scuza. Sunt produse tradiționale, după rețete tradiționale, și invit așadar toți consumatorii de produse țărănești să deguste produsele din magazinele Scuza Prod Suceava, fiindcă sunt produse tradiționale după rețete tradiționale. Calitatea acestor produse și imaginea acestei? Da, sunt imaginea firmei Scuza de 4 ani de zile și le recomand cu încredere, și atât când timp eu și familia mea gustăm și degustăm și consumăm aceste produse, le recomand cu încredere tuturor consumatorilor. Administratorul magazinului Scuza, Gică Croitoru, a declarat că a clădit pas cu pas acest brand doar din dorința de a duce în fața consumatorilor adevăratele produse țărănești. Sunteți omul care ați dus produsele țărănești la rang de brand. Cum ați reușit? Scuza este un brand și dacă este un brand de preparate țărănești, vrem să aducem în fața consumatorilor adevăratele preparate țărănești. Și noi ne bucurăm că putem face lucrul ăsta cu pași mărunți, dar sigur. Prin ce se remarcă brandul Scuza? Brandul Scuza se remarcă prin calitatea produselor în special. Deci noi suntem genul de oameni care așa am cules de la părinții noștri, de la bunicii noștri, și am încercat să promovăm. Poate nu are un eco atât de mare ca celelalte firme mari care fac producții mari și nu știu ce, dar noi suntem bucuroși că suntem apreciați prin, și nu numai în Suceava, chiar în toate zonele Moldovei și chiar în țară, și acum avem răsunet și din afară. Ce v-a determinat să porniți această afacere și când v-a venit ideea? Deci afacerea nu am pornit-o acum. Am plecat de jos, de la un punct de sacrificare, apoi, ca orice carmangerie, un cârnăcior, un mic, și mai departe mi s-a dat curaj, că se poate și mai mult. Aveți un mesaj pentru clienții dumneavoastră? Da, îi așteptăm în magazinele noastre și vrem ca consumatorii noștri să ne transmită mesajele lor că sunt încântați de produsele noastre.